lucrurile punctuale pe care probabil foarte mulți le așteaptă din acest interviu. Aș vrea să vă întreb dacă înțelegeți de ce este atât de multă isterie cu privire la legile justiției. În orice țară, legile, după un anumit timp, sunt evaluate și, de cele mai multe ori, schimbate. Noi avem un set de legi al justiției, legile justiției care sunt în momentul de față în funcțiune, legile doamnei Macovei. De legile doamnei Macovei, unii și-ar dori ca nimeni să nu se atingă. Se creează o întreagă isterie și oricine pune în discuție, deci nici măcar să discute pe fond, pune în discuție, se atinge de ceva ce ar părea sacru. Înțelegeți de unde această isterie și de unde ideea că doamna Macovei a scos niște legi sacre? Da, eu acum nu i-aș spune chiar isterie, dar oricum e o dezbatere foarte intensă și este o dezbatere atipică prin raportare la celelalte proiecte normative, celelalte proiecte de legi. Acum, vedeți că la noi societatea s-a schimbat profund. Mentalitatea sperăm să se schimbe și ea tot profund și tot în bine. Sistemul normativ, sistemul juridic trebuie să urmeze, dacă nu să anticipeze, evoluțiile sociale. Haideți să observăm următorul lucru. Aproape ciclic, cam la 12 ani, la noi se cam schimbă legile fundamentale. Uitați-vă, scuze, avem Constituția din 1991, revizuită în 2003, deci după 12 ani. Avem pachetul de legi ale justiției din 92, modificate în 2004, după 12 ani, iarăși o modificare în 2005 și acum suntem în 2017, iarăși 12 ani de zile. Dacă ne-am duce în urmă, chiar în perioada, în epoca anterioară, cam tot la 10, 12, 14 ani au fost schimbări radicale, profunde în legislație. Acum, de ce există această dezbatere foarte intensă? Pentru că ne-am obișnuit. Pentru că nu vrem schimbare. Pentru că legile justiției, și am spus-o la dumneavoastră aici, am spus și în alte emisiuni sau interviuri pe care le-am dat, legile justiției au consolidat, și este o treabă foarte bună, statutul magistraților. Au consolidat independența magistraților. Dar numai că legile justiției, astfel cum sunt ele consolidate de 12 ani de zile, tind să rupă ceva din echilibru necesar puterilor statului. Eu am dat de multe ori exemple, am dat numeroase exemple și la dumneavoastră aici, în spațiu public în general, dincolo de partea pe care trebuie să o continuăm, partea care garantează activitatea de înfăptuire a justiției, care până la urmă este un serviciu public, trebuie să corectăm ceea ce este de corectat în legile justiției și eu v-am dat numeroase exemple și sunt multe de corectat. Acum, această dezbatere pe de-o parte, această rezistență pe care unii o opun modificării legilor justiției se datorează multor factori. Unii, rutina, stagnarea, spiritul acesta e bine și merge așa. Alții, mai prudenți, poate spun nu cumva să se afecteze independența justiției, să mergem într-un regres instituțional, normativ și așa mai departe. Alții care, cu siguranță, vor să-și conserve acele privilegii pe care le au și, încă o frază, vedeți că nimeni nu vorbește despre soluțiile acelea din legile justiției care trebuie corectate. Toată lumea vorbește, sigur, din cei care opun rezistență, la adăpostul unor sintagme cu caracter absolut general și de multe ori fără acoperire, fără fundament, fără conținut. Se încalcă independența. Bun, dar prin ce se încalcă independența? Prin faptul că un magistrat nu s-ar mai putea pensiona azi și reîncadra mâine? Se încalcă independența justiției? Prin faptul că unui magistrat îi rămâne casa și după cât toată viața, cât e pensionar, și după ce iese la pensie
și moștenitorilor lui se încalcă independența justiției prin faptul că un procuror stă 20 de ani, 25 de ani procuror, și eu am fost procuror, se specializează, adică nu vorbim de, nu punem la îndoială capacitatea, competența, dar se specializează în acea direcție, după aceea, potrivit propunerilor noastre, n-ar putea să mai treacă din procuror în judecător, că este o altă specializare strictă, sigur, iar într-un stat de drept, nimeni nu poate să pretindă că știe normativul juridic pe toate componentele lui. Formularea pe care am folosit-o la începutul emisiunii, spunând că este isterie, am folosit-o în mod intenționat, tocmai pentru a încerca să subliniez o stare de anormalitate atunci când se pune în discuție, pentru că se pune în discuție parlamentară și publică, aceste legi se pun în discuție. Iar de la momentul în care această discuție a început, această dezbatere a început, persoane care se află în funcții foarte importante, gen Procurorul General al României, sau alte persoane tot din zona procuraturii, vin cu niște declarații neașteptate pentru cineva din aceste poziții. Într-un stat de drept, legiuitorul și cel care se află în niște funcții, cum ar fi șef de parchete, totuși e o diferență. E o diferență și o înțelegere a modului în care trebuie să te raportezi la celelalte puteri ale statului. Dar ceea ce am văzut eu și am aflat în această emisiune, invitând un judecător din CSM, a fost săptămâna aceasta la emisiune, probabil că ați văzut, domnia sa vorbește despre o stare de spirit extrem de complicat, de suportat pentru judecători care se află în CSM. Intenția de a-și da demisia și spunea că este o chestiune pe care o iau în calcul foarte serios, tocmai pentru a atrage un semnal de alarmă. Pentru că acolo sunt presiuni, pentru că acolo sunt intimidări, pentru că sunt hărțuite, pentru că se încearcă orice formă de a li se impune un punct de vedere și de a fi intimidate. Dacă s-a ajuns la un astfel de lucru, poate că, eu știu, cuvântul potrivit nu este isterie, poate cuvântul potrivit ar fi că e o stare de maximă urgență. Cineva ar trebui să dea un semnal că așa ceva totuși într-un stat de drept nu se poate întâmpla. Judecători aleși de alți judecători să fie intimidați, să fie sub presiune, să fie amenințați, să fie jigniți, este intolerabil. Sau acesta este semnalul pe care vrem să-l transmitem la nivelul opiniei publice. Sigur, sunteți membru în CSM și poate ați putea avea un punct de vedere cu privire la acest lucru. Da, eu cred că soluția nu este de a-ți da demisia. Soluția este de a căuta pârghiile instituționale pentru a face ca acest organism CSM-ul să funcționeze normal. Pârghiile acestea sunt la nivelul normativ, la nivelul legii, și pârghiile acestea sunt la nivel comportamental, la nivelul membrilor CSM. Eu am propus, spre exemplu, am preluat de la CSM propunerea separării carierelor. Deci CSM-ul propune ca secția pentru judecători să decidă în legătură cu cariera judecătorilor, secția pentru procurori să decidă în legătură cu cariera profesională a procurorilor. Doamna judecător, dă un exemplu foarte clar, cu momentul dând un exemplu concret, judecătorii care vin la interviu la CSM, la concurs, pentru ocuparea funcției de judecător la Înalta Curte. Și domnia s-a întrebat în mod justificat, de ce procurorii din CSM s-ar pronunța într-un astfel de concurs? Adică eu cred că întrebările domnilor lor sunt legitime. Da, întrebările sunt legitime. Problema a apărut, din punctul meu de vedere, chiar la o reuniune cu conducerile instanțelor pe care am avut-o în vara aceasta la Constanța. Acolo s-a pus pentru prima dată în mod explicit această problemă în prezența mea. Am preluat-o ca propunere, numai că de la momentul propunerii, de la faptul că dânșii în cadrul CSM-ului, în cadrul secțiilor, au optat pentru această soluție de separare a carierelor, când au dat avizul pe proiectul de lege pentru modificarea legilor justiției, în bloc au spus nu. Acum, mai în glumă, mai în serios, noroc că avizul CSM-ului este consultativ.
că, până la urmă, nu poți bloca legiuitorul. Dacă tu nu vrei să se adopte o lege, dacă proiectul ăla de lege răspunde standardelor europene, asigură independența justiției, răspunde exigențelor constituționale, tu, categorie socioprofesională a magistraților, nu poți să spui nu sunt de acord. Că dacă ar fi așa, ar însemna ca medicii să nu fie de acord să se modifice legislația din domeniul medical, profesorii să nu fie de acord să se modifice legislația și pe cale de consecință, legiuitorul n-ar mai fi legiuitor. De aici deosebirea dintre avizele conforme și consultative, până la urmă Constituția îi dă Parlamentului autoritatea de a legifera, evident consultând actorii sociali, categoriile socioprofesionale. Domnule ministru, am încercat să înțeleg care sunt îngrijorările și reproșurile legitime ce trebuie luate în considerare cu privire la legile justiției. Unele dintre ele le-am mai discutat la aceste emisiuni, cu toate că există modele ale unor democrații consolidate, cum ar fi cea franceză, unde inspecția judiciară este la Ministerul Justiției. Deci cu toate că există exemple, cred, ce pot inspira sistemul nostru judiciar, a existat din partea magistraților din România, tocmai pentru că avem un istoric pe care îl avem, ca inspecția judiciară să fie independentă. Este o observație pe care cred că putem să o discutăm cu foarte multă seriozitate. Dar am stat să înțeleg, urmărind punctele de vedere ale criticilor, de ce această isterie. Și cred că am găsit locul care stârnește atât de multă isterie și cumva vedem mâine văzute care îi trimit pe tot felul de oameni la înaintare pentru a face această presiune. Și am să vă spun foarte sincer care este înțelegerea mea, având informații și nu vorbesc doar pe impresii. În legile justiției, situația actuală, ca să luăm un exemplu concret. Procurarea Mihaela Iorga Moraru intră într-un conflict cu șefa Direcției Naționale Anticorupție. Doamna Chioveși o revocă. Curtea de apel din București anulează ordinul și motivează că este ilegal și că este răzbunare. Exact în ziua în care se dă motivarea, șefa parchetului, printr-un subalter, o numește suspect și o cheamă la DNA pentru a-i aduce la cunoștință suspiciunile. Calitatea procesuală. Așa se... Noi înțelegem, privind de pe margine, că dacă avem o decizie a unui judecător și, de fapt, a curții de apel, judecătorii în România, în conformitate cu Constituția, până la urmă îndeplinesc actul de justiție, că acolo a fost răzbunare în primă instanță la revocare. De ce nu am crede că este răzbunare și la ceea ce s-a întâmplat în aceste zile? Și acum, de la un caz particular, ajungem la un caz general. Dacă doamna Chioveși și, în principiu, șeful DNA n-ar mai putea să investigheze magistrații, pentru că magistratul judecător este la mâna procurorului din sală. Dacă procurorul din sală consideră că, domne, nu e ceva în neregulă, dintr-o dată judecătorul devine suspect. Dar în cazuri de felul acesta, în care magistrații, judecători și procurori n-ar mai fi la mâna celui de la DNA, pentru că în cazul acesta ce face șefa DNA? O revocă, spune curtea de apel, din răzbunare și ilegal, după care o și investigează. Dacă s-ar înființa într-adevăr pe principiile pe care s-a înființat și DNA-ul și funcționează și DICOT-ul, o secție independentă în cadrul parchetului general, dacă cineva ar pierde din putere, nu cumva cine pierde din putere stârnește furtuna și isteria? Sigur că la nivel speculativ se poate spune. Noi la Ministerul Justiției, cunoașteți, am propus înființarea acestei direcții care să fie oarecum similară cu Direcția Națională Anticorupție și DICOT-ul, o direcție care să aibă un număr redus de procurori și care să aibă o competență exclusivă.
competența de a verifica, de a ancheta, de a urmări presupusele fapte comise penale, comise de către magistrați, procurori sau judecători, și atunci considerăm noi că ar dispărea posibilitatea, perspectiva sau realitatea acestei presiuni care planează sau care se exercită asupra judecătorilor în special, asupra magistraților în general. Sigur, spunea cineva, și nu-i dau numele, spunea cineva că dacă se înființează această secție specială cu o competență după calitatea persoanei, DNA-ul ar rămâne fără obiect de activitate. Este fals, pentru că numărul procurorilor, judecătorilor anchetați este redus, dar nu numărul lor contează, cât mesajul de independență pe care îl transmiți. Că nu trebuie să fii nu știu câți judecători, procurori anchetați. Dacă este unul, se răsfrânge o anumită prudență, temere, rezervă și asupra celorlalți. Chiar dacă n-ar fi niciunul, când se știe că are posibilitatea ca la rândul lui să devină din judecător, să dobândească acea calitate procesuală care numai calitate nu este de suspect, atunci asupra lui se induce sau poate fi indusă această rezervă, această prudență, să nu spunem temere. De aceea am propus înființarea acelei direcții speciale, iar convingerea mea este că ea se va înființa. Convingerea dumneavoastră este interesant de aflat în această privință. Care este convingerea dumneavoastră cu privire la cine ar trebui să numească până la urmă, să fie ultimul decident cu privire la șefii parchetelor din România? Aici știți cum e diferența dintre gândirea personală și gândirea instituțională. Ce gândesc eu poate fi bun sau poate fi și mai bun. Dar instituțional avem mecanismul acesta, MCV-ul, de cooperare, de verificare, mecanism care la prima recomandare spune că procurorii de rang înalt, nu, că trebuie găsită o procedură transparentă, robustă, denumirea procurorilor de rang înalt prin consultarea Comisiei de la Veneția. Prin urmare, ca să răspundem primei recomandări, cerințe a MCV-ului, trebuie să consultăm Comisia de la Veneția. Comisia de la Veneția, din care și eu fac parte, nu dă decizii precum Curtea Constituțională sau Curțile Constituționale, emite avize, recomandări după niște standarde europene și chiar dacă n-au forță juridică obligatorie, recomandările, avizele Comisiei sunt respectate. Prin urmare, dincolo de ce gândesc eu, prevalează avizul Comisiei de la Veneția și aceea va fi soluția. Dar punctul nostru de vedere a rămas acela că președintele ar putea influența politic numirea, sau ar fi influențat politic și în felul acesta ar decide numirea șefilor de parchete și considerați că n-ar trebui să fie în acest proces de numire? Să vă dau un exemplu practic și un enunț de principiu. Practic așa s-a întâmplat la ultima numire, când CSM-ul a dat un aviz negativ, iar președintele Republicii a trecut peste avizul negativ și a numit o persoană într-o astfel de funcție de demnitate. Mă referiți la doamna Chiobeși? Mă refer la situație. La situație. Da. Acum, să nu spună cineva că a trece peste avizul CSM-ului negativ și a numit deci contra acestui aviz nu are încărcătură politică. Sigur, de spus, se pot fi spuse multe lucruri, dar ele trebuie să aibă și consistență și acoperire. Acum, care este punctul meu de vedere, punctul nostru de vedere? Cel pe care l-am exprimat când am redactat proiectul de lege pentru modificarea legilor justiției. Ca numirea să rămână la nivelul CSM-ului. Bun. Comisia Specială din Parlament a preluat ca inițiativă legislativă proprie proiectul de lege de la MG, l-a modificat, l-a depus la biroul Camerei Deputaților și el se află în procedură de
la nivelul Comisiei Speciale. Aici un lucru care l-am mai spus odată, îl repet acum, și care arată, subliniază până la urmă opinia mea și opinia de la nivelul Ministerului Justiției. Prin urmare, Comisia Specială a preluat proiectul de lege de la Ministerul Justiției și l-au însușit ca fiind o inițiativă proprie, l-au modificat, l-au depus la biroul permanent și se află în procedură de dezbatere. Au trimis spre avizare acel proiect de lege preluat și modificat, inclusiv la guvern. Guvernul l-a trimis la Ministerul Justiției ca noi să dăm avizul în numele guvernului. Am dat avizul prin care am menținut toate, dar absolut toate propunerile inițiale de la Ministerul Justiției. Am prezentat în guvern, am depus la guvern acel aviz cu toate soluțiile inițiale de la MJ și guvernul l-a trimis la Comisia Specială și se află în procedură de legiferare. Prin urmare, ne menținem opinia inițială exprimată. Doamna Monica Macovei, am văzut că au arătat-o colegii mei mai devreme în videohol, lansează atacuri foarte dure și cumva mesajul doamnei Macovei ar fi ca nimeni să nu se atingă de legile domniei sale. Aveți o explicație sau aveți un răspuns pentru arhitectul acestui sistem construit de Traian Băsescu, numai în funcție și de doamna Macovei? Da, așa, răspunsuri multe pot fi date, dar nu știu dacă sunt și cele mai bune. Sigur că fiecare are așa instinctiv pornirea, dorința de a-și conserva cu ghilimelele de rigoare opera bună sau rea. În tot cazul, autorul operei crede că e și frumoasă și bună. Ăsta poate fi un argument. Alt argument, cel de conservare a pozițiilor dobândite prin intermediul acelui pachet de legi. Poate fi o a doua motivație. Sigur că pot fi multe. Poate că la un moment dat vedeți că sunt și, nu presiuni, dar sunt și demersuri din astea externe asupra sistemului normativ și autorităților interne, demersuri unele cu conotații negative și multe dintre ele care vin nu de la terții străini care ne cunosc, nu ne cunosc, care vin de la cei care ar trebui să ne promoveze interesele, sigur, în chip onest și în chip legitim. Cred că ăsta e un set de trei posibile argumente. Astăzi a fost la Curtea Constituțională și ați avut o pledoarie foarte interesantă, din care citez. Există un conflict între guvern și Ministerul Public, Direcția Națională Anticorupție, generat de activitatea DNA. Procurorul nu se poate substitui altor autorități și nu poate ancheta hotărâri de guvern. În cod nu avem nicio infracțiune care constă în fapta guvernului de a adopta o hotărâre de guvern. Un act normativ nu încalcă normele de tehnică legislativă. DNA nu are competența legală să ancheteze. Declanșează mecanisme constituționale, sesizează instanța de contencios, dar nu se substituie instanței. Să o luăm pe rând. În România ne-am obișnuit cu anumite tendințe de depășire a cadrului legal și aproape că pe mulți nu-i mai miră, consideră că așa trebuie să fie. Formularea dumneavoastră este foarte corectă. Procurorul nu se poate substitui altor autorități și nu poate ancheta hotărâri de guvern. Este cazul în această situație? Da, eu am fost astăzi la Curtea Constituțională. Sigur că în conflict, vedem ce va decide Curtea, dar părțile din conflict, pe de o parte guvernul, pe de altă Ministerul Public, primul ministru m-a delegat să reprezint guvernul României în dezbaterile pe marginea acestui conflict. Sigur, eu m-am dus cu plăcere pe de o parte, cu anumite prudențe izvorâte din faptul că pledam în fața foștilor mei colegi, dar
Pe de altă parte, astăzi n-am făcut decât oarecum să repet și să poate îmbunătățesc pledoaria pe care am avut-o în fața Curții Constituționale în cazul celuilalt conflict cu prilejuit de adoptarea ordonanței din ianuarie. Era prima mea zi de ministru al justiției, m-am dus în birou, am stat jumătate de oră și am plecat la Curtea Constituțională, unde am pledat în sensul existenței acelui conflict, în sensul că procurorii erau aceleași părți, Ministerul Public, Direcția Națională Anticorupție și Guvernul României, care adoptase ordonanța, și am pledat în același sens, în sensul că procurorii au o competență exclusivă de anchetare a faptelor considerate ca infracțiuni în partea specială a codului penal sau în legile speciale. Procurorul și, dacă vorbim de procurori, dar nicio autoritate din România nu se poate substitui competențelor altei autorități, pentru că ar fi o suprapunere de competențe, ar fi o uzurpare de competențe, ceea ce legea și Constituția nu permite, nu permit. Prin urmare, afirmația nu e valabilă numai pentru procurori, e valabilă absolut pentru orice autoritate. Noi știm bine că în România și noi ca oameni și instituțiile au această tentație a puterii de a acapara din puterea altor autorități, chiar dacă de multe ori uităm să ne îndeplinim competențele noastre. Ăștia suntem dovadă că faptul că acele conflicte deduse Curții Constituționale, cele constatate ca având sensul conținutul unui conflict juridic de natură constituțională, toate au fost de competență, toate au fost conflicte prin care o putere, o autoritate intra în competențele altei autorități și niciunul prin care o autoritate să se derobeze de celelalte autorități. Prin urmare, afirmațiile de acolo, sigur cred în ele, chiar dacă le-am formulat eu, sunt corecte, pentru că fiecare avem o anumită limite constituționale, o anumită matcă constituțională în care trebuie să ne îndeplinim competențele, să respectăm arhitectura aceasta a statului de drept. Sigur că procurorul nu se poate substitui nici instanței de judecată care verifică legalitatea actului administrativ și nici decidentului care trebuie să aibă libertatea de a aprecia necesitatea luării unei măsuri, momentul când ia respectiva măsură, oportunitatea respectivei măsuri. Că dacă iei acele atribute, el nu-și mai poate îndeplini rolul pe care îl are. El decide să facă nu știu ce lucru, nu știu ce activitate, care trebuie să intre în zona lui de competență, trebuie să respecte legea, trebuie să respecte Constituția. Procurorul se duce și vede dacă cumva a comis vreo faptă, vreo infracțiune în acele circumstanțe împrejurări. Dar, nu cum de exemplu am citat astăzi din comunicatul DNA-ului, în care spunea că au constatat încălcarea mai multor reguli, norme de tehnică legislativă. Păi normele de tehnică legislativă nu sunt, nerespectarea normelor nu constituie infracțiune. Procurorul nu e așa un fel de, cum să spun, supervizor a decidenților, indiferent cât de guvern sau indiferent că e legiuitor. De aceea am spus și repet cu deplină convingere, știți că eu am făcut afirmația asta public chiar din prima zi când am aflat de acel demers, știți că am fost reclamat la inspecția judiciară pentru faptul că prin declarația mea aș fi încălcat independența sistemului judiciar și inspecția judiciară a făcut verificări și pe bună dreptate a stabilit că nu poate fi vorba de așa ceva. Prin urmare, toate considerentele, spuneam astăzi, toate considerentele deciziei 68 din 2017
prin care s-a constatat un conflict între guvern și DNA, care a închetat împrejurările, circumstanțele, oportunitatea, legalitatea ordonanței de constituționalitatea ordonanței de urgență, sunt mănușă, în oglindă absolut valabile și pentru speța de astăzi. Sigur, asta o spun din punctul meu de vedere. Și nu neapărat în calitate de ministru, ci din perspectiva juristului din mine. Sigur, Curtea Constituțională va examina, am văzut că a amânat cu o săptămână, va dezbate, va delibera și va decide. Domnule ministru, mărturisesc că sunt foarte onorat și bucuros de prezența dumneavoastră în această seară. Sunteți ministru Justiției în exercițiu, sunteți fost judecător constituțional și, desigur, profesor universitar, rector suspendat la una dintre cele mai importante universități din România. Motiv pentru care în seara asta încerc să mă clarific cu privire la ceva ce mie mi se pare important, vital chiar. Dacă președintele României încalcă Constituția, încalcă o dată, încalcă a doua oară, iar încălcările nu sunt unele puțin importante. Ele arată un anumit abuz de putere. Arată o sfidare a legii, a instituțiilor statului și o poziționare deasupra legii. Și dacă președintele României face lucruri de felul acesta și mai are și decizii ale Curții Constituționale care să vină să spună în clar că a încălcat Constituția, înțeleg eu corect, el poate fi suspendat din funcție și apoi demis, corect? Cum, nu știu dacă vreți să vă clarificați sau vreți să mă provocați. Nu, dar eu încerc să mă clarific pentru că mie mi se pare important ceva. Nu, da? Vă răspund. Vă rog. Deci, noi avem o Constituție, repet, din 91, revizuită în 2003. Sigur că ea, Constituția, și-a arătat anumite limite. Ea ar trebui modificată, dar nu fundamental. Pentru că între timp, în cei 25 de ani, Curtea a pronunțat multe decizii prin care a interpretat sensul voinței constituante. Uh-huh. Prin urmare, chiar dacă au mai fost niște soluții mai greu de dezlegat, de înțeles, de interpretat, de aplicat, de multe ori Curtea Constituțională a dat și decizii interpretative, decizii categorice de admitere a excepției obiecțiilor de neconstituționalitate, încât Constituția are aptitudinea de a asigura funcționalitatea unui stat de drept consolidat. Și acum răspunsul. Prin urmare, Constituția, așa cum a fost adoptată în 91, revizuită în 2003, interpretată prin deciziile Curții Constituționale, oferă suficiente mecanisme constituționale, oferă suficiente garanții pentru ca, în principal, să prevină și abuzuri și încălcări, iar în secundar, dacă rolul preventiv n-a fost realizat, să conducă la sancționarea acestora. Mi-ați dat un răspuns demn de statutul dumneavoastră. Eu însă nu sunt nici măcar student la drept. Vreau un răspuns mai simplu. Dacă președintele României încalcă repetat Constituția României, se situează deasupra legii, are abuz de putere și există decizii ale Curții Constituționale. Ipotetic vorbind. El poate fi suspendat din funcție? În ipotezele în care le-ați dat, răspunsul nu poate fi decât da. Da. Noi avem următoarea situație. Și vreau să fiu foarte clar. Am vorbit mult. În opinia mea, mi-aș fi dorit să vorbesc mult mai puțin, dar realitatea asta este, dacă îți asumi să fii jurnalist și să trăiești într-o țară ca România, trebuie să vorbești despre realități și să arăți lucrurile care
presa independentă trebuie să le arate. N-am absolut nimic personal cu doamna Laura Codruța Chioveș. Absolut nimic. Dar aici discutăm despre fapte. Aici discutăm despre decizii ale curții. Aici vorbim despre deciziile doamnei Chioveș. Ce înțeleg cetățenii din această țară, onești, care își duc viața și existența în fiecare zi cu eforturi semnificative? Cu bună ieșire, da. De 4 ori, doamna Chioveși este invitată la o comisie parlamentară. Parlamentul României își asumă constituirea acestei comisii și se fac cele 4 invitații. Curtea Constituțională, fiind sesizată, vine și spune că doamna Chioveși spune cu nume și prenume în motivare, trebuie să se prezinte la această comisie. Și cu toate astea, se situează deasupra legii, sfidând odată Parlamentul, în al doilea rând Constituția, în al treilea rând decizia explicită a Curții. Avem o altă decizie a Curții pe care putea să o știe de la momentul zero. Chestiunea cu imposibilitatea de a încheta ordonanțele guvernului. De la momentul respectiv, de la momentul zero, s-a spus lucrul acesta în spațiu public și nu te poți sesiza pe o decizie, cum spunea chiar doamna Alina Mungiu Pipidi, a șoferului doamnei Macovei, că așa înțelegem că era, să faci, să anchetezi guvernul pentru acea decizie. Și acolo este decizie. Avem motivarea de ieri, nu, astea sunt ale Curții Constituționale, motivarea de ieri de la Curtea de Apel, în care ne se spune că doamna Chioveși a luat o decizie ilegală prin revocarea doamnei Iorga și că este o chestiune de răzbunare. Și putem să facem o serie întreagă, luăm și raportul inspecției judiciare. Bun, și acum întrebarea este, pentru un cetățean de rând, pentru un ministru, chiar pentru președintele României, nu poate face astfel de lucruri pentru că a sfida legea, a sfida Constituția, a sfida deciziile Curții Constituționale ar fi imposibil. Asta este posibil pentru un singur om din România, în speță doamna Chioveși? Să vă dau un răspuns prudent. Fiecare dintre noi avem obligația să respectăm legea. Fiecare dintre noi avem libertatea să încălcăm legea. Cu consecința răspunderii, evident. Crezi că va exista o răspundere, în mod evident, și în această speță particulară? În mod categoric nu vă pot răspunde, dar într-un fel sau altul va exista. Veți cere revocarea din funcție a doamnei Laura Codruța Chioveși și pentru lucrurile enunțate sau pentru multe alte motive pe care dumneavoastră le aveți? Dacă și când mă voi decide, vă voi anunța pe toată mass media. Este un lucru la care, pe care îl aveți în calcul? Sau... Nu este un lucru în care îl avem în calcul. Este un lucru la care lucrăm. Dacă mă pot exprima așa, pentru că până la urmă este obligația mea. Eu am cerut inspecției judiciare că ca după 10 ani de zile să fac o evaluare de fond managerială la Ministerul Public pe de o parte, la Direcția Națională Anticorupție pe de altă parte. Am primit, a fost dezbătut raportul de la DNA, zilele acestea am primit și raportul de la Ministerul, făcut de Inspecția Judiciară pentru Ministerul Public și săptămâna viitoare, marți, la ora 12, în secția pentru procurori, va fi dezbătut raportul Inspecției Judiciare privind evaluarea de fond după acei 10 ani de la Ministerul Public. Prin urmare, sigur că nefirească această perioadă lungă de 10 ani de zile, dar eu am încercat să acopăr și cred că am procedat în chip firesc solicitând acest control, dar cred că am procedat în mod corect în condițiile în care dintre două variante de control am ales varianta cea mai prudentă, zic eu, și am cerut doar inspecției judiciare
să-și treacă în planul de acțiune verificarea celor două entități, lăsând inspecției judiciare posibilitatea de a stabili obiectivele controlului, graficul controlului și componența comisiei de control. Adică eu nu m-am decât am făcut adresa inițială și am primit raportul final, în rest n-am vorbit, n-am schimbat o vorbă pe această temă. Inspectorii au lucrat și au făcut o treabă, cred că bună. Chiar dacă, de exemplu, în privința DNA-ului, 3 au fost într-un fel, 3 de altă opinie. Spuneam și îmi mențin părerea că pentru mine e mai confortabil faptul că 3 inspectori au considerat că e bine și 3 că nu e bine. Mai confortabil de ce? Pentru că în felul ăsta eu nu sunt constrâns de opțiune majoritară, constatare majoritară a dânșilor și îmi permite mie să înclin balanța și așa voi face. În același timp, am cerut așadar controlul. Inspecția a efectuat cele două controle. Au făcut rapoarte, cel de la DNA are 500 și ceva de pagini. Păi este obligația mea, nu numai morală, ci și legală, ca ministru, să valorific rezultatele raportului de control. Eu nu pot să mă fac că nu s-a întâmplat nimic. Eu nu pot să dau raportul ăla la o parte și să ne vedem pe viitor. Ne vom vedea de treabă, dar nu pot să neglijez acel raport pe care să îl valorific și cu un rezultat pe care să îl prezint public, indiferent care va fi el. Pentru că vă rog să fiți de acord, indiferent ce voi aprecia eu în urma evaluării concluziilor din raport, o parte vor fi de acord și partea cealaltă mă va critica. Problema este doar de nuanță. Care parte va fi de acord și care parte mă va critica? Rezultatul matematic va fi același. Care este însă o precizare, cred, importantă din punctul meu de vedere? Evaluarea nu o voi face numai din punctul de vedere al raportului, inspecției, ci am mai spus, cred că la dumneavoastră în emisiune, am repetat și cu alte împrejurări, faptul că voi integra concluziile pe care le voi trage din raport într-o evaluare de ansamblu a activităților desfășurate de respectivele entități. Când preconizați că veți lua o decizie pe acest subiect? O zi exactă n-aș putea spune, dar în scurt timp, sigur anul ăsta. Anul acesta? Da. Ați cerut un raport al Inspecției Judiciare și cu privire la activitatea managerială de la Ministerul Public, Parchetul General. Spuneam că tocmai am primit zilele astea. Ați primit zilele astea, asta vreau să vă întreb. Când credeți că vă veți pronunța și cu privire la acest raport? Păi, marți se prezintă, se dezbate în secția de procurori a CSM-ului. Vedem ce va urma. Poate cum s-a procedat la DNA audierea inspectorilor. Poate a procurorului general. Adică să vedem ce clarificări vor fi necesare după lecturarea raportului. Pozițiile procurorului general cu privire la legile justiției le considerați potrivite pentru statutul domniei sale? Concluzia o voi trage prin analiza finală a raportului, dar un răspuns preliminar l-aș putea da în sensul următor. Noi când vorbim de procurori sau judecători, folosim aceeași sintagmă, sunt magistrați și unii și alții. Așa spune Constituția. Chiar dacă statutele diferă, dar fac parte din categoria socioprofesională a magistraților, până la urmă care înfăptuiesc puterea judecătorească. Ce am spus eu de repetate ori și
scrie în Constituție. Faptul că procurorii își desfășoară activitatea sub autoritatea ministrului Justiției. Asta nu înseamnă că ministrul Justiției se uită în dosare, că ministrul Justiției dă cumva, nici n-ar putea și nici dă cumva sugestii, indicații. Autoritatea aceasta are semnificația coordonării politicilor generale de asigurare a misiunii constituționale pe care o are Ministerul Public, a ordinii, a liniștii publice, a siguranței cetățenilor în general. Ca răspuns, din această perspectivă a rolului pe care îl are procurorul, nu general, procurorul în general, aș sublinia cerința constituțională ca și procurorul, cum spuneam adineauri, de alte autorități, și procurorul să rămână în limitele competențelor pe care le are. Să știe, deci tot știe, dar să și nu accepte, să și respecte faptul că magistratul aplică legea și nu creează legea. Că magistratul CSM-ul dă acel aviz consultativ și nu un aviz conform. Că CSM-ul dă avize consultative pe organizarea sistemului judiciar, pe legile justiției și nu pe orice lege o adoptă Parlamentul.